Privim energia ca pe ceva ce dintotdeauna ne-a fost la îndemână, însă niciodată nu ne-am întrebat cum a ajuns la noi în momentul în care am avut nevoie. Acum energia este produsă în centrale electrice care folosesc drept combustibil cărbunele, gazul, combustibili nucleari sau în hidrocentrale. Circuitul include mai apoi transportul și distribuția energiei până la locuința fiecărui consumator. Acest traseu lung între producerea energiei și consumul acesteia contribuie activ la vătămarea mediului înconjurător prin eliberarea unor cantități uriașe de dioxid de carbon, care în timp contribuie activ la modificări climatice majore. Cum ar fi dacă ai avea puterea de a-ți produce singur energia de care ai nevoie, contribuind astfel la un viitor mai curat pentru cei dragi ție? Dar dacă ți-ar spune că resursa principală pentru a face asta este energia soarelui, o resursă nelimitată și gratuită, care îți permite să faci economii palpabile la costul energiei? Da, este chiar atât de ușor, folosind panouri fotovoltaice, care captează energia soarelui și o transformă într-un mod nepoluant în energie electrică potrivită pentru toate echipamentele din casa ta. Combinând panourile cu baterii, putem stoca energia produsă pe parcursul zilei, pentru a fi folosită mult după apusul soarelui în activitățile care îți fac plăcere. Cum zilele de vară sunt lungi și însorite, energia produsă va depăși consumul tău. Astfel, putem găsi moduri folositoare în care să utilizăm acest surplus de energie, transformând energia electrică în apă caldă prin intermediul unui boiler, apă care mai apoi poate fi folosită pentru necesitățile tale, economisind astfel și la factura de gaze naturale. Dacă locuiești la casă și ai o grădină, putem folosi energia pentru a pompa apă într-un recipient, de unde mai târziu poți folosi această apă pentru a uda plantele. Iar ca să fie totul simplu și fără bătăi de cap pentru tine, cum ar fi dacă toate aceste echipamente ar fi controlabile de pe telefonul tău mobil sau de pe calculator, la un click distanță? O aplicație prin care tu să poți monitoriza și controla în timp real mașina de spălat în momentul în care ai un surplus de energie, temperatura casei tale în zilele toride de vară, pornind automat aerul condiționat. De asemenea, vei putea vedea ce cantitate și ce cost are energia pe care tu ai consumat-o din rețeaua națională, precum și energia pe care tu ai produs-o în sistemul propriu, astfel optimizând consumul tău de energie. Transformarea de la un simplu consumator la un producător de energie independent energetic te va proteja de fluctuațiile viitoare ale prețului energiei și îți va da posibilitatea de a lua propriile decizii privind energia pe care o folosești. Energia va juca un rol tot mai important, pe măsură ce noi tehnologii vor fi dezvoltate. Așa că nu mai aștepta, ia parte și tu la această revoluție. Puterea stă în mâinile tale.